Președintele interimar al Camerei Deputaților, Alfred Simoni, s-a avut o întâlnire cu reprezentanții industriei ospitalității din Timișoara, ocazie cu care a discutat despre problemele cu care se confruntă Horeca, dar și despre sprijinul pe care îl poate oferi administrația publică locală acestui domeniu. Oamenii de afaceri care activează pe acest segment au exprimat nemulțumiri legate de lipsa evenimentelor culturale majore, chiar dacă anul trecut Timișoara a fost capitală culturală europeană, iar aici autoritățile pot interveni și aloca fonduri, dar și să creeze parteneri cu mediul de afaceri. Totodată, reprezentanții industriei ospitalității au ridicat problema modului în care este promovat orașul, această carență majoră fiind principalul motiv pentru lipsa unui număr important și constant de turiști. Ne-am angajat să punem cu toții umărul în încercarea de a revitaliza orașul, de a crea evenimente atractive și de impact care să repună Timișoara pe harta orașelor turistice, transmite Alfred Simonis.